Fulgul de Nea, care ne-a vizitat de ieri și în afara sălii de spectacol. Iată că acum urcă pe scenă în persoana unui concurent. Vreau să vă spun înainte că îmi face mare plăcere să fiu între dumneavoastră, în mijlocul dumneavoastră, și să am sentimentul unei munci bine făcute, cu discernământ și cu onoare. Deci invit pentru a-și prelua trofeul Fulg de Nea la secțiunea interpretare pe interpreta Adina Alexandra Anghelache din Bacău. Pe care o felicităm și dorim un succes. Dânsa ne-a demonstrat, și asta a fost, vă spun sincer, opinia tuturor participanților în juriu, a colegilor mei de jurizare, faptul că domnișoara, ca de altfel mulți dintre dumneavoastră concurenții din acest concurs, dar dânsa poate într-o mai mare măsură, are acea scânteie a muzicii și o veți recunoaște. Ne-a impresionat în mod deosebit prin calitățile vocale, prin calitățile interpretative, prin transmiterea unor emoții sincere și, într-adevăr, dânsa a devenit pentru câteva minute muzica pe această scenă. O felicit cu multă căldură. Toate aceste obiecte, să le spun așa, diplome, acea plachetă, sunt ale tale. Uite, o să venim cu toții lângă tine să te înconjurăm cu tot ce ai primit. Haideți, copilași! Alexandra, pupă, pupă, așa că să ai o poză frumoasă de aici, de la Brașov, și eu vreau. Mulțumim! Dar nu te lăsăm până nu ne cânti. Da? Deci trebuie să ne cânti la fel de frumos ca ieri. Mulțumesc, mulțumesc, Alexandra, jurul. Thank you.
Felicitări! Îți acord încă o dată trofeul. Este foarte bine. O să te ajute copilașii să cobor de pe scenă. Și uite, așa o să vorbesc stereo cu dumneavoastră, dragii mei. Până când... Are probleme la cât acum. Toți copilașii se vor urca aici pe scenă să facem acea poză pe care am promis-o. Vreau să invit pe cele două doamne, nu știu dacă sunt aici alături de noi, dacă trebuie schemate. Vreau să le felicităm pentru prezență, să le mulțumim pentru prezență, să le felicităm pentru felul în care au jurizat, atât pe doamna Carmen Rădulescu, cât și pe Enichio Bartos Georgescu. Vrem să le oferim, bineînțeles, un buchet de flori, dar aici pe scenă, în aplauzele dumneavoastră, nu afară, nu în altă parte. Așadar, vreau să le aplaudați mult, 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 mult de tot până ele vor veni, iar eu vreau să vă pregătiți, dragii mei copilași, să vă pregătiți că după aceea, imediat, împreună cu doamnele și cu domnii din jurul care mai sunt alături de noi, vrem să facem o poză. După aceea, o să doresc să înmânez aceste plachete care vă revin, dragii mei. Deci toți cei care ați luat premii speciale aveți și aceste plachete. Încă un motiv în plus să vă bucurați, pentru că eu zic că arată foarte bine, nu-i așa? Arată frumos? Da. Și o să vă aduc întotdeauna aminte de participarea voastră la acest festival de la Brașov. Așadar, dacă doamnele Enichio Bartos Georgescu și doamna Carmen Rădulescu vor veni, haideți să facem altfel. Haideți să ne adunăm noi cu toții aici sus pe scenă, iar dânsele vor veni în fața voastră și vor primi florile. Vă rog.